Ziua 281. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi este din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3. Cea mai mare provocare a lumii moderne este aceea de a ține pasul cu inovațiile, cu dezvoltarea tehnologică, cu inteligența artificială, cu cerințele pieței. Companiile care nu reușesc să facă acest lucru au de înfruntat pierderi grele, pierderi de locuri de muncă, pierderi de contracte sau poate chiar falimentul. În aceeași ordine de idei, biserica, pe de altă parte, are de înfruntat o luptă mult mai puternică, mult mai acerbă și mult mai accentuată în vremea aceasta pe care o trăim. Lupta bisericii este aceasta de a-și păstra identitatea de biserică, de a-și păstra identitatea în Hristos. În contextul în care se împlinește cuvântul legat de vremurile din urmă, în care vor veni învățători mincinoși, în care oamenii își vor da învățători după pofta inimilor, și acest lucru se întâmplă chiar acum sub ochii noștri. Cum vom rămâne sau cum ne vom păstra identitatea noastră în Hristos? Apostolul Pavel vine în ajutorul nostru și enunță patru principii de bază prin care vom reuși să facem acest lucru. Primul dintre aceste principii îl găsim în primele versete, în care ne vorbește despre o repetiție a aceluiași cuvânt. Faptul că aceste învățături nu s-au schimbat este o certitudine și este baza reușitei credinciosului. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu nu se adaptează, nu are nevoie de ajustări, nu are nevoie de alte artificii pe care le aduc oamenii de dragul de a aduna mulțimi. Calea lui Dumnezeu rămâne îngustă. Așadar, apostolul ne îndeamnă să ne întoarcem înspre Scriptură. Și acesta este primul principiu. Să rămânem lângă Scriptură. Al doilea lucru pe care îl sublinează apostolul este legat de anumiți învățători care încearcă să corupă pe unii membri din biserica din Filipi. Aceste învățături noi, aceste învățături moderne, aceste învățături care pun anumite restricții sau le iau și care nu sunt potrivite cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea principiu enunțat de apostol în acest capitol este acesta: de a păstra învățăturile și valorile prezentate de cuvântul lui Dumnezeu. Acestea nu se schimbă. Au aceeași valoare, au aceeași profunzime, nu se vor oferi anumite dezlegări pentru anumiți oameni care le caută. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne neschimbat. Învățăturile și valorile pe care le pune Dumnezeu rămân neschimbate. Societatea, pe de altă parte, luptă foarte puternic și asidu împotriva acestor principii așezate de Dumnezeu. Principii de moralitate, principii de spiritualitate, principii de conviețuire, toate găsite în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, acestea nu se schimbă. Dacă cineva dorește să-și păstreze identitatea în Hristos, trebuie să păstreze și aceste lucruri întotdeauna. Al treilea lucru pe care îl aduce apostolul în atenția noastră este cel legat de priorități. Într-o lume axată pe bunăstare, într-o lume în care omul caută confortul și plăcerile de moment, cuvântul sau principiul care trebuie să guverneze viața credinciosului este acesta: priorități. Care sunt prioritățile?
Dacă prioritățile omului rezonează cu lumea, atunci firea pământească este cea care va câștiga bătălia. Dacă prioritățile omului rezonează cu planul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, atunci Duhul lui Dumnezeu este cel care va câștiga bătălia. Și asta depinde de fiecare credincios. Așadar, trebuie să ne stabilim prioritățile. Trebuie să ne îndreptăm gândurile înspre Dumnezeu, faptele și acțiunile noastre să ne urmeze în direcția aceasta de căutare a lui Dumnezeu. Dacă prioritatea noastră este legată de lumea de aici și acum, atunci și identitatea noastră va avea de suferit, va fi modificată și se va plia pe ceea ce oferă lumea aceasta. Caută-L pe Dumnezeu și El îți va netezi cărările. În ultimul rând, cel de-al patrulea principiu anunțat de Apostolul Pavel este legat de finalitate, de scopul cu care facem toate aceste lucruri. Dacă numai pentru viața aceasta omul se încrede în Dumnezeu, atunci a eșuat lamentabil. Dar noi ne încredem în Dumnezeu pentru ceea ce are să vină. Și astfel se încheie capitolul acesta vorbind despre finalul alergării, despre lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu și de asemenea despre lucrurile despre care se vorbește din ce în ce mai puțin. Venirea Domnului Iisus Hristos și împărăția Lui. Noi nu suntem moștenitori ai lucrurilor de aici și de acum. Noi trebuie să fim moștenitori ai lucrurilor acelea care se capătă prin credință. Și aceasta este neprihănirea, aceasta este împărăția lui Dumnezeu, aceasta este viața veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să avem succes, să avem biruință și provocarea noastră, aceea de a ne păstra identitatea de credincioși, identitatea de biserică în Hristos, să rămână preocuparea noastră principală și Dumnezeu să fie Cel care să cununeze eforturile noastre cu biruință. Amin.